Până în acest moment, cea mai vizionată știre pe site-ul stiletm.ro este încă o furtună face prăpăd, la nici 10 zile de la vijelia care a distrus acoperișul mai multor case din Cuci, Dătășeni, și care a dus la moartea unui copil. O altă furtună a făcut prăpăd în mai multe localități din județ. Cei mai afectați au fost locuitorii din Târnăveni, peste 200 de locuințe fiind inundate după revărsarea pârâului Botorca. Pe locul 2, ca număr de vizualizări, s-a aflat știrea în concediu la Târgu Mureș. Este perioada concediilor, iar toți cei care dispun de un buget își pregătesc din timp vacanța, fie în țară, fie pe este hotare. Noi am întâlnit oameni care sunt în concediu la Târgu Mureș. Ce vor să vadă aici? Bisericile, Palatul Culturii, Cetatea Medievală, Complexul de Agrement și Sport Mureșul sau Grădina Zoologică. Pe locul 3, ca număr de vizualizări, s-a aflat știrea: fermierii primesc ajutoare excepționale. S-au finalizat plățile pentru ajutoarele excepționale. Agenția de Plăți și Intervenție Mureș informează că la nivelul județului au fost autorizate 2407 cereri pentru tot atâția beneficiari pe sectorul laptelui și produselor lactate, iar 7 cereri în cuantum de 30.000 de euro pentru crescătorii de porcine. Dacă ați ratat aceste materiale, le puteți vedea oricând alături de alte informații cu caracter local, regional sau național, acces în site-ul stiletm.ro.